Doar să-ți răspund cu o monedă. Păi, ce n-ai vrut să te răzbun pe mine? Da, că am atacat? Explică-mi și mie de ce în momentul când a apărut votul nu te-ai argumentat sub nicio formă. Și te-ai argumentat abia după ce ai stat și ai procesat. N-am simțit nevoia abia după ce ai stat și ai procesat și ai auzit și alte argumente la voturile care au fost în defavoarea mea. Ai stat, l-ai procesat și după abia te-ai gândit, bă, hai că... Îmi dau și eu pe asta. Păi nu, gen, mai mult să îți spun ție că n-am nimic personal, ca să nu ai vreo supărare ceva. Păi da, dar îți dai seama că... Ce... Dar urma să... Nu Rebecca ar fi fost cea mai afectată din treaba asta. Dar din câte am înțeles, Robi și Robert au vorbit să facă ca un fel de glumă. Gagea nu, deci tu ai votat ca... Asta zic, el a fost... Eu cu Robi am vorbit, dar Gagea nu a fost. Ei au făcut treaba lor, eu pe parcurs mi-am schimbat decizia. Am înțeles. Adică să mă răzbun pe Rebecca. Mie nu mi se pare neapărat că a fost o răzbunare la Rebecca. Ba da, așa. Pentru că n-a fost argumentat. Crezi că are ceva personal cu tine la modul ăsta? Nu, cred că are neapărat ceva personal cu mine. Cred că și-ar dori foarte mult să rămână aici. Asta e clar. Și în legătură cu gluma mea și lui Robi, ce ai de zis? Nu pot să zic că nu vă cred, dar nici că vă cred. Bă, frate, am o chestie. Tu aici nu ai intrat cu un interes pentru Virginia. Nu am avut amândoi conflicte, certuri pe parcursul săptămânii în care ai stat în casă. Robert, la fel, nici atât. Adică, nu știu. Singura defavoarea voastră ar putea să fie decât competiția. Pe mine competiția nu mă interesează absolut. Pentru că, nu, cum am zis, n-am venit nici pentru Julie, nici pentru Virginia. Am înțeles. Și crezi că... Aș vrea să te elimin ca să nu fie o competiție pentru mine, așa după cum crezi tu că e situația. Dar ce părere ai despre Bogdan, că a vrut să te voteze, dar a gafat-o? Păi eu l-am votat. Să terminăm subiectul. Foarte frumos din partea lui Bogdan. Și am și justificat la cameră. Eu știu ce cred eu că trebuie să facem acum. Cred că ar trebui să vorbim puțin cu Stefania și cu Cosmin, pentru că este de rea situația dintre ei doi și ne-am dus pe alte subiecte. Și... am văzut, într-adevăr, am început și eu să zic ceva. Ceea ce voiam să zic acum la început, voiam să zic la final, după ce ar fi terminat ei doi discuția, dar am văzut iar pe momentul în care au apărut ei doi pe cadru niște clipe de ezitare, să zic așa, în priviri. Ceea ce dă un pic de înțeles că nu prea vor să vorbească. Ei, o să vorbească. Cosmin, ce faci? Cum te simți? Cum a fost noaptea asta lungă, Cosmin? Noaptea asta lungă pentru Cosmin a fost... nașpa. M-am tot gândit la toate momentele pe care le-am văzut în gală referitoare la Camera Roșie și la ce s-a întâmplat după, la, mă rog, întrebările puse de doamna Andreea, la care am răspuns cumva fiind acolo cu capul mare, nervi și așa. Ce pot să spun? Vreau să mă adresez Stefaniei, să-i spun că eu pot înțelege faptul că ești micuță ca și vârstă, că nu ai maturitatea sentimentală necesară încât să gestionezi anumite chestii și pentru chestia asta eu te iert ca om. Ca om. Dar ca iubit al tău nu știu dacă o să pot trece cu vederea faptul că în reputație când ai ridicat alt bărbat în fața mea ca om. Ce arăți pe conexiune când am dat pentru mine? Dar la dans. Ca Stefania, la tine arăs. M-ai pus pe mine într-o postură penibilă. Eu m-am simțit acolo trădat, m-am simțit dezamăgit de tine. Dacă cu câteva zile înainte de momentul ăla aș fi băgat mâna în foc pentru tine, astăzi nu m-aș atinge nici de brichetă, să zic așa. Și nu știu de unde s-a apuc situația asta. Stefania, tu ai ceva de spus? Nu. Cum nu? Eu cred că ar fi momentul să vorbești, pentru că doar tu poți rezolva situația dacă îți dorești cu adevărat să rezolvi situația asta. Stefania, relația noastră atârnă de un fir de ață, să zic așa. Și ce reprezintă firul ăla de ață? Răspunsurile ei sau...? Eu înțeleg... Nici eu nu știu să-ți răspund, Virginia. Eu înțeleg că acum cumva tu te simți sub presiune și e normal, dar uite, pe parcursul relației noastre eu nu am mai insistat să te întreb ce simți pentru mine, ce intenții ai, ce. Dar cred că în momentul ăsta ar fi cazul să spui. Spune ce simți, spune ce gândești, pentru că hai să zicem că poate, nu știu, poate am interpretat eu prea exagerat, habar n-am, explică-mi, contrazi-mă, nici în gală nu m-ai contrazis, ai lăsat să cred exact ce, nu știu, ce am spus acolo. Am spus că cred că tu crezi că mă iubești, nu m-ai contrazis. La un moment dat ai spus și tu că nu știi dacă mă iubești sau nu. Cred că noaptea asta lungă ai avut timp să te gândești la ce simți pentru mine, dacă simți ceva, dacă nu, dacă vrei ceva, cât de tare îți dorești și ar fi momentul să vorbești. Ștefi, nu vreau. Deci atunci îl lași pe Cosmin să rămână în gândurile lui și să-și tragă singur concluziile? Adică nu încerci, dacă îți dorești cu adevărat relația asta, Stefania, nu încerci cumva să-l scoți din gândurile negre în care se află? Măcar să lămurești situația. Acum nu vreau. Dar când vrei? Când vreau eu. La sfârșitul sezonului, în finală, nu? Da. Putem să înțelegem că ești... Dar nu înțeleg, de ce ești așa supărată, Ștefania? De ce nu vorbești? Robi, cum să nu fii supărată? Robi... Păi da, am înțeles, frate, dar au trecut 2 zile. Ce? Dar nu mai vorbi așa și... Este așa din gală. Eu sunt cu ea la hotel, nu a vorbit, nu a mâncat, nu... Da, tu ești conștient că... Tu vrei să te că mie mi se par ciudate și momentele astea de pe conexiune. Îl vede pe Cosmin stă supărat, îl pune pe Antoni cu ea pe conexiune și râde și se întoarce cu spatele măraș. Asta am întrebat-o și eu de ce. Ai întrebat-o. Păi Stefania trebuie să realizeze că noi încercăm să ajutăm. Noi când îi spunem ei să-i spună lui Cosmin niște chestii, este că probabil ne gândim că îl va ajuta pe el. Poate va ajuta relația lor să vorbească. Noi nu o facem cu răutate. Se vede clar că este recalcitrantă, irascibilă, puțin, nu recalcitrantă. Doar că greșește, că noi nu vrem să sărim pe ea. Noi vrem să scoatem niște cuvinte de care... Are nevoie, dar voi ați văzut clar că inclusiv Cosmin, prin ceea ce a zis, i-a cerut chestia asta și tot nu a zis. Deci degeaba mai ziceți voi că dacă nu vrea, nu vrea. Concluziile care ar trebui? Hai să lăsăm pe Cosmin așa în gândurile lui? Nu, dar probabil ea este rănită de ce s-a întâmplat în gală și poate... Păi și el nu? Ba da, eu nu zic că nu, dar probabil a derajat Cosmin. El are dreptul să fie rănit. Ok, dar are și a drepturi, ce crezi? Normal, dar el... Așa, poate mă lași pe mine să vorbesc. Vorbește, Rebecca, vorbește, draga mea. Dar poate ea voia și atunci în gală să vorbească. Am fără să te bagi. Poate a deranjat-o că nici nu se uita la ea. Nu știu, au fost mai multe chestii care poate au deranjat-o și pe ea. Eu cred că acum ea e puțin neapărat orgolioasă cât e rănită și poate... Da, dar în momente ca astea n-ar mai trebui să conteze orgoliu, sincer. Aia zic, da. Eu, dar... Absolut deloc. Acum... Cosmin, tu ce părere ai despre Stefania că nu vrea să vorbească cu tine nimic acum? Prefer să cred că este un moment greu pentru ea și de asta nu vrea să vorbească, nu că n-ar vrea să dea explicații. Cosmin, dar tu în situații de asta, tu ai spus că ție ți-a fost trădată încrederea. Tu în situații de genul tot pe ea preferi să o pui înaintea ta? Da. Cosmin, dar tu ai zis în gală că femeia de lângă tine nu poate să facă anumite chestii. Ești dispus să treci peste chestia asta pentru iubirea de eu porți sau? Nu am un răspuns la chestia asta încă și... Rebecca, este o întrebare prea mare pentru că ei încă nu va vorbi nimic. Cred că și pe ea a deranjat o vorba asta și de asta și în gală am fost întrebat chestia asta și mi era cumva pe limbă atunci, fiind foarte supărat, mi era cumva... pe buze să zic stop, dar bine că nu am zis, bine că na, nu vreau să iau decizii așa. Se pare că ea prin comportamentul ăsta nu te face decât să te împingă puțin mai tare de lângă ea. Clar. Dacă vrei să tragi un om să rămână lângă tine sau să-i demonstrezi că de fapt tu ai văzut greșit sau că este... o greșeală sau ceva de genul, nu știu, lupți cumva, demonstrezi, dar lăsând așa situația în aer, mi se pare că nici nu există voință. Acum, Stefania, eu știi că am o părere extraordinar de bună despre tine și îmi ești super, super dragă, doar că nu faci bine ce faci acum. Dacă știi că îți dorești relația asta cu adevărat, dacă crezi că sunt probleme și crezi că tu în toată relația asta ți-ai indus cumva să-l iubești și n-ai ajuns la pragul ăla sau crezi că te-ai mințit puțin pe tine, atunci da, te putem înțelege și fii sinceră, pentru că Cosmin are 25 de ani, dacă tu vii acum și spui, bă, da, eu am încercat să simt mai mult, dar n-am putut, cred că va înțelege toată situația. Bă, stai un pic, tu ai zis că Cosmin are 25 de ani, bun, dar gândește-te la Cosmin e prima iubire. Prefer să mi se spună adevărul în față decât să trăiesc așa în minciună. Nu e vorba de dragoste, Patrick, eu cred că Cosmin încă din punctul ăsta de vedere e imatur. Mie mi se pare că Stefania ar avea multe de spus, doar că nu Poate că e imatur Cosmin, dar știe să gestioneze anumite lucruri mai bine decât ea. Și ar fi mai bine să audă acum. Sunt imatur în ce privește relațiile de cuplu. Asta zicea, dar fiind vârsta și așa ai trecut prin anumite chestii, altfel gestionezi lucrurile. Da, da. Ea are 19 ani. Da. Nu știu, nu dau vina. Robi, iubirea e un sentiment foarte... N-aud, stai un pic, Antoni, oprește-te un pic, te rog. Cosmin, ai zis acum că poate ești imatur din punct de vedere al relațiilor, dar cu toate astea mie mi se pare că ai avut un comportament exemplar. Pentru că ea e singura și prima fată care m-a făcut să scot cei mai buni din mine, să zic așa. Și chestiile astea veneau de la sine, nu am forțat absolut nimic. Julia, dar tu ai precizat că a avut un caracter exemplar, cât au fost momente frumoase, adevărat. Cine a zis caracter, cine a zis frumoase? Tu ai zis că a fost exemplar. Comportamentul, îmi cer scuze. Pentru că ei n-au avut probleme. Pentru că nu au avut probleme, atunci se arată, momentele grele se arată. I-a zis că a fost exemplar în relația lor. E normal, când totul e frumos, toată lumea e. Păi uite, acum nu-i tocmai o situație frumoasă, totuși gestionez situația, eu zic că destul de elegant și nu mă cer. Mie mi se pare o relație exemplară, cea care rămâne în picioare, indiferent prin ce greuri, ce focuri, ce coborâșuri și urcușuri treci.